Am revenit aici în bucătărie cu Emilia Micu, food blogger. Emilia, uite, o să fac în felul următor. O să-i zic lui Tânduțu că el cât a fost în vacanță, tu ai venit cu o rețetă de milioane, din 90 de milioane, rețeta de tobă în sticlă. La sticlă. Da. Ei, să vedem cum facem acum. Cum reacționează? Da. E când au de milioanele astea, nu mai pot. Dar zic cu ce ai venit astăzi pe la noi, Emilia. Am venit cu o pâine care se pregătește foarte ușor, fără frământare. Asta ai făcut de tine? Da. Ce bine arată. Da, m-am jucat pur și simplu cu aluatul și am dat și așa diverse forme. Asta ești așa ca o fundiță mai degrabă sau ca un fel de ciabata cu semințe. Fiecare cum dorește să pregătească acasă și se face foarte ușor. Dar asta m-am și gândit bine. Să vi le arăt. Ai găsit așa bine, fără frământare, ai zis? Da, de obicei când facem și cu dospire peste noapte la frigider. Adică pregătești când vrei tu pe parcursul zilei aluatul. Uite, chiar o să vă arăt că aici. Diana, vrei să faci? Îți permit. Cred că Diana vrea rețeta. Se taie, păi da, cum să nu. Am aici 500 de grame de făină, am făină 650, ca să vedeți cât este de moale aluatul și cât de ușor se pregătește. Și făină integrală, 150 de grame, deci în total 500 de grame de făină. De ce folosim două tipuri de făină? Pentru că făina integrală este mai ok decât făina 650 și pentru că, uite, are un aspect puțin mai negru, dar mie îmi place foarte mult așa. Vino să vezi cât de bine arată la interior. Arată senzațional, bă, deci, e foarte umidă, nu? Da. Pentru, este foarte umed așa și se umflă foarte mult, crește, pentru că are și o cantitate foarte mare de apă. Am aici 500 de grame de făină, pun și puțină sare sau mai multă, mă rog. Deci 500 de grame de făină, tu ai combinat făină integrală cu făină 650. Am 5 grame de drojdie. Întrebare, trebuie să puneți puțin zahăr să activăm drojdia sau nu activăm drojdia? Aici de n-am pus deloc. Puțină drojdie și am aici 460 de mililitri de apă. A, am crezut că ceva de la tanda asta. Nu. Ne-am întâlnit mai devreme și am zis că am văzut că e moale, zic, e foarte umidă și zic, aproape, am zis 500 cu 400 de mililitri, da? Pe toate le știi, nu vin niciodată cu ceva nou care să te surprinde. Ai pus mai multă apă de data asta, mai mult de 400. Sunt 460. Deci aproape jumătate. De 500 de făină. Așa, și deci până acum avem trei ingrediente. Avem făina de două tipuri, avem sare, avem drojdia și apa, patru. Exact. Și o să mai fie și puțin ulei de măsline pe care de obicei îl pun ori la interior, ori îl pun pe marginea castronului. A, deci nu îl punem acum, da? Nu, după ce amestec tot și o să las ar trebui să lăsat un sfert de oră pe masă și după aceea se face o întindere și pliere. Adică pur și simplu întinzi aluatul așa de pe margine și îl pui în interior. Deci, Ilona, asta rețeta și pentru tine, să știi. Asta de-aia am și venit. Pentru că nu trebuie să frămânți deloc, pentru că de obicei lumea care face pâine acasă, poate fi de frământat sau să ai un aparat în care se mixeze. Exact. După care a luat ăsta moale, îl pui în folie și lași peste noapte la frigider și crește foarte mult. După care îl întinzi pe masa de lucru, nu pui făină. Că v-am frigiderul normal. Nu este de aici, nu este. Să-mi iasă din frigider, să mă trezesc cu el, că-l culeg de pe-n fața blocului. Nu știu, acum eu nu-l fac de 14 ani, să se descurce. Mai rapid nu putem să obținem pâinea? Da, putem să facem și în aceea zi, putem să lăsăm să dospească la cald. Okay. Și atunci, în câteva ore, ea dospește și când vezi că este suficient de crescut. De obicei, dacă îmi zic să zic ceva, de obicei când e multă apă, nevind foarte multă făină, nu poate să lucreze așa repede ca de obicei. Drugia, și atunci ai trebuie un pic mai mult timp ca să crească, da. Da, ori temperatură mai ridicată, ori să stai peste noapte mai mult timp. Am adus dulceața mea preferată de vișine. Am și niște muștar, dacă vrei. Și niște muștar și cărnați aici pe dreapta mea. Dacă mă întrebați de mine, pune. Uite niște magiuni de cărnați. De cotet. Magiuni de cărnați. Dacă mă întreb pe mine, Emilia... Stai puțin, că nu te-a întrebat nimeni pe tine. Stai să vedem ce zice doamna asta. Voia să-i zic că pâinea asta ar merge foarte bine și cu uleiul de măsline. Nu pot să cred. Nu știu dacă te pricep tu să mănânci așa, dar poți să mănânci cu grăsimea din cărnați. Tu ești mă să termină femeia asta rețeta. M-a zăpăcit puțin. Deci punem uleiul, da? Da, am pus și puțin ulei de măsline aici pe margine. Ar trebui să stau un sfert de oră pentru că se mai așează așa aluatul. Nu, și ce vreau asta? Da. Să mi-o lași mie, o pun la frigider și mâine dimineață feciori. Eram sigură că așa o să fac. La 8 dimineața, Răzvan, Dani, cine mai vie? Bucăla ești mâine dimineață? Da, Florine, mâine dimineață vă fac niște sandwich-uri cu ptituca asta, să știți. Dar mâna. Ia stai puțin, asta-i tot? A doua zi o scoți pe masa de lucru cu făină pe ea și cu o paletă de bucătărie dai diverse forme la chiflele astea. Uite, de exemplu, m-am jucat cu ele, am făcut pătrățele, triunghiuri.
fundiță, cum arată aici, și așa o formă de ciabata. Okay. Asta, de exemplu, am învârtit aluatul, l-am făcut dreptunghiular și l-am învârtit așa odată și mi s-a părut că arată sucitură, foarte drept. Sucitură. Da, și pur și simplu m-am jucat așa cu aluatul și l-am dat la cuptor și l-am copt și îmi place să-l coc la abur, adică pun în partea de jos a cuptorului un vas cu apă și atunci se coc la abur și se face mai crocantă coaja. Am putea să punem în interior și turmeric, de exemplu, că am văzut că sunt tot felul de pâinici cu turmeric sau cu ceapă sau cum mai știu. Sigur, da. Am făcut toată cu ceapă în trei culori și a ieșit foarte plăcut și chiar o să mai fac. De obicei este așa, pe stilul ăsta mai clasic, mai românesc. N-am folosit turmeric până acum, dar cu siguranță este bun. Mulțumim mult de tot, Emilia, te mai așteptăm pe la noi și rețetele le puteți găsi și pe pagina ei de Instagram. Vreau să Emilia gătește. Pe milioane. Trebuie să luăm o scurtă pauză, dar treaba tot îi dar vreau să mai întreb la câte grade să pune pâine? La câte 240 de grade. 30 de zile. Nu? La 240 de grade, da. Să fie foarte încins bine cuptorul, să iasă abur din apa care este în partea de jos a cuptorului și se formează așa o crustă foarte frumoasă. Okay. Și crocantă, dar mă rog, acum nu e foarte crocantă că le-am făcut aseară, dar asta rămâne între noi. Mulțumim mult de tot, Emilia. Mulțumesc.